Salutare dragii mei și bine v-am regăsit gaza voastră Puf, ca de obicei prezent aici la datorie. Dragii mei, de data asta avem ceva diferit pregătit pentru voi. Pe data de 29 septembrie a fost Minecon earth -ul. și vreau să vă spun că a fost genial. Au adus băieții o grămadă de update-uri interesante, o grămadă de chestii, o grămadă de lucruri noi pe care o să le bage în Minecraft 1.14 sau probabil o să se zică altcumva, poate o să se zică Minecraft 2.0 sau <laughs> habar, nu am nici nu pot să-mi dau seama, dar sunt niște chestii, chestii chestii, chestii de 2-3 4 ori geniale. Deci sunt nici nu nu există, deci nu există cuvinte de comparație. În momentele următoare o să vă arăt niște chestii foarte, foarte interesante. Primul și în primul rând o să se facă update la trei biomuri. Primul ar fi desert, în care o să se bage palmieri și niște animăluțe micuțe interesante chemate meerkats, cel puțin în engleză. În română nu știu exact cum le zice, șogâți, habar nu am, ceva, un fel de manguste de astea mai micuțe, <gântu -se> dar sunt super, super interesante. După care o să se facă un update la savana, unde o să bage niște copaci gigantici. Nu mai țin minte exact cum se numesc, dar 100% găsiți pe net. Uh, o să se bage termite Și struți pe care sper că o să putem să-i <laughs> O să fie tare să mergem cu struții prin lume Și câștigătorul de la Minecraft Earth Care o să fie abdatat primul O să fie Taiga Unde o să avem uh, uh, bushberries Mă gândesc că frăguțe, mure și chestii de genul ăla. O să avem campfire-uri, adică focuri de tabără Și o să avem vulpi <laughs> Nu știu sigur dacă o să fie tameable, adică să le puteți îmblânzi sau dacă o să fie aggressive monsters sau chestii de genul ăla, sper să fie tameable, să nu trebuiască să, <gură> să fugim după ele și să le omorâm și să ne dea piele și să ne facem blăni, blănuri, blănuțe, chestii. <gură> Foarte, foarte interesante am urile astea la biomuri, chiar, chiar aveau nevoie de un mic refresh, de un mic restart anumite biomuri și mai ales deșertul că nu prea aveai ce să faci acolo, practic te duceai, um, găseai, știu și eu, un templu, poate un sat și... Cam atâta, în mare parte nu prea aveți ce să faci, iarăși prin savana la fel, în afara de acacia, dar nimeni nu prea folosește acacia și taiga, taiga chiar era un bai în fine și refresh-ul ăsta cu uh, blueberries sau whatever, cu mure, frăguțe și alte chestii și campfire-ul, mm, mm, să mm, o să fie super, super. Vorbind de sate, s-au schimbat niște lucruri la satele din Minecraft sau o să se schimbe cel puțin niște lucruri la satele din Minecraft mai exact acestea o să fie de acum acolo biome dependent. Adică în fiecare biome o să se schimbe practic uniforma sătenilor sau chestii de genul ăsta și din câte țin eu minte, cred că o să se schimbe și clădirile și o să fie fiecare clădire bazată pe biomeul în care se află sau ceva în genul ăla. O să fie o să arate extraordinar. Deci fiecare sătean o să aibă textură nouă în funcție de în care este. Și din câte țin minte, satele parcă o să, o, să schimbe, o să se schimbe un picuț căsuțele și construcțiile astea și o să fie și alea biome dependent. Rămânem într la sate pentru un moment și vă spun că o să se adauge doi mobi noi. O să fie pillageri, Băieți ăștia care vedeți cu crossbow-uri în mână și o să fie ceva pillager mob sau ceva de genul ăla. O să fie tipul ăla din spate care dă cu capul ăla mare. Practic ăștia o să meargă prin sate și o să distrugă satele și o să omoare sătenii. Uh, o să fie foarte interesant pentru că o să trebuiască să apărați satele în cazul în care... Deci, e o aventură în plus. Ce, ceea ce înseamnă că, hei, more content, hei, more fun. super, super tare faza asta cu pillagerii. Și ținând cont de faza cu crossbow, o să avem și noi uh, crossbow available ceea ce o să fie Țuță de mâță. Un lucru foarte interesant pe care îl vedeți din nou, o să se facă update la skinurile pisicilor. Yay! O să fie nouă skinuri noi de pisici plus încă una care din ce am înțeles o să fie alas, aleasă dintre pisicile publicului de la Minecraft sau ceva de genul ăla, nu mai știu exact, exact. Și din ce am înțeles eu, așa că am ascultat cu o ureche șută, <laughs> uh, pisicile o să plece cum ar veni singure de capul lor în mini-aventuri, ca să zicem așa, și o să-ți aducă acasă cadouri sau ceva în genul ăla și... Bine, nu vă așteptați la diamante și la chestii de genul ăsta, o să, -ți aducă, o să vă aducă practic cadouri specifice pisicilor, poate nu știu, un pește mort, o păsărică moartă <laughs> sau niște pui sau ceva, știu și eu, chestii de genul ăla. Și din ce am înțeles, astea cum le zice, Phantom-urile, ci că sunt super, super speriate de pisici. Which is nice. Pentru că nu trebuie să mai dorm non nu trebuie să mai faci un no stop grijă că trebuie să dormi, trebuie să ai numai, practic, o pisică cu tine. <laughs> și nu în cele din urmă, unul dintre cele mai tari chestii pe care am putut să le văd la Minecon, a fost faptul că o să bage urș panda. Urș panda, frate, și de astea, cum le zice, păduri de bambus. Uite-te, uite-te la ei, uite-te la ei. Uite-te la ăla ce pe jos. Băi, deci oamenii ăștia sunt genial cu urș panda. Și se auz cum strănută. Deci Monicet. <laughs> oamenii au fost duși și au înregistrat urși panda adevărat. Sunetele urșilor panda adevărați ca să fie cât mai autentică faza, deci e ceva, deci, -ai, de -și, de, n -n, pur și simplu n-ai cuvinte, n-ai cuvinte cât de drăgălași sur și s -s, s -s, <gură> panda. Vă dați seama că odată cu implementarea bambusului și chestiilor de genul ăsta o să avem și blocuri noi cel mai probabil și odată cu și panda o să murim de drăgăleșenie, 100%. Acum, hai să facem un recap scurt la chestiile care o să fie băgate. O să avem panda, pentru că panda e drăguț și e frumos. O să avem villageruri, adică sate în funcție de biomuri cu chestii trestii. O să avem crossbow-uri, o să fie ah, foarte, foarte faine. O să avem frumușel uh, biome architecture, ci că o să fie structurile deghizate în funcție de biome și pillager și Bestie. <laughs> o să fie tare să ne batem cu oștia, mai ales că toți -i sarcași. Jesus, o să fie foarte, foarte greu să ne pleznim că ei. Dragii mei, abia aștept să văd în comentarii uh, părerile voastre despre noile update-uri care o să fie băgate în Minecraft 1.14, cred că o să i spună, nu vreau să mă pronunț prea repede pentru că cine știe ce o să se întâmple, însă un lucru a mai fost anunțat la Minecraft Earth 2018 care e foarte, foarte tare și mai ale, mai exact, Minecraft Dungeons. Așa că o să vă arăt, o să vă arăt, o să vă las în momentele care urmează cu un trailer la Minecraft Dungeons. Ei bine, ce o să fie acest Minecraft Dungeons, vă întrebați? Dragii mei, este un nou joc făcut de cei de la Mojang în care te joci Minecraft cum ar veni, dar este un fel de RPG, Dungeon Quest, ceva în genul ăsta typish game. Adică o să poți să joci singur, să te duci prin dungeon și să bați o grămadă de mobi și chestii de genul ăla și să uh, îți faci rost de loot din ce în ce mai bun sau Poți să te duci să te joci co-op cu încă patru prieteni și practic ați văzut și voi acolo că era un asasin, era un tank din ce am văzut eu, unul dintre caractere, unul era mage, unul era, nu știu, healer, Dumnezeu știe ce, nu știu exact ce, ce fel de chestie, 300 caractere era, dar mie unul din ce am văzut îmi place, îmi place la nebunie, arată super, super, super tare ce, ce am văzut. Să te duci prin pește, să te bați cu scheleți, cu... Bine, în trailer toate jocurile arată bine. Sper să arate bine și în uh, realitate când o să fie lansat, undeva prin 2019. Bineînțeles, update-urile astea pe care le-ați văzut voi și toate chestiile care le-ați văzut uh, în acest videoclip sau care v-ați uitat la Minecraft și cine știe, uh, din ce am înțeles eu, o să apară undeva pe parcursul anului 2019. Deci mai durează un picuț până să... Ajungem la update astea. Um, nu știu sigur dacă faza cu Biomus sau Taiga, dacă o să fie updatat mai repede un picut sau o să fie tot așa de prin 2019 updatat. Oricum, chestiile pe care le-am văzut acum, Panda, uh, Arbalete sau Arpalete, cum le zice, adică crossbow-uri, Pillager și bestia aia, bă, sate, noi, chestii, trestii mind-blowing, mind-blowing, dragii mei, încă o dată, aștept foarte mult părerea voastră în secțiunea de comentarii și dacă tot ați trecut pe aici, dați un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și un micuț like ajută foarte mult acest minunat canal de YouTube. Dragii mei, am fost Puf, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și ne vedem pe data viitoare. Până atunci, v-am pupat! Ciao les!